Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina. Nu am mai făcut de o săptămână episod. O să încep foarte repede prin a vă anunța că aș vrea să fac un Q&A. Este practic al doilea Q&A din istoria acestui canal. Având în vedere că pe primul mi se pare că l-am făcut atunci când am strâns 300 de abonați, ceea ce era o sumă foarte mare atunci. Și m-am gândit că, având în vedere că am primit niște întrebări în ultima perioadă, ar fi foarte drăguț să facem un Q&A, tocmai adică questions and answers, adică întrebări și răspunsuri, adică voi întrebați și eu răspuns, cum era aia, și eu răspund. Cititorii ne întreabă. Telespectatorii vorbesc. Da, telespectatorii sunt în direct, sau, mă rog, relativ în direct, așa, dar nu prea. Chestia este că aștept toate întrebările voastre la filmulețul ăsta, deci în secțiunea de comentarii, în cazul în care aveți, nu știu, orice curiozitate. Dacă sunt chestii obscene, s-ar putea să vă răspund și s-ar putea să nu vă placă. Nu știu. Deci eu nu prea primesc chestii obscene, tocmai asta este faza. Eu mereu spun de chestii obscene și de aveți grijă cum, și lumea chiar e de treabă. Mă rog. Și cum spuneam, astăzi o să vorbim despre două cărți. De fapt, v-am spus de acum, v-am zis prima dată. Două cărți pe care le-am citit în ultima perioadă și care au ca și chestie comună o ușă care se descuie în depărtare, dar nu. Care au ca și chestie comună o lume absolut ciudată în care se... Limba engleză, mă gândeam că zici. Și limba engleză, dar și o lume un pic atipică în care se petrec. Eu citești engleză. Da, bă, citesc de engleză, dar mie nu place, că eu nu înțeleg. Și dacă nu înțeleg, mie trebuie să spui tot și de unde cumpăr cartea și cum o citesc și recenzie și vreau să fie numai de aia populară. Ei. Mă rog, hai că am dat-o în alte... Da, deci, în primul rând... Traxas and the Sorcerers de Martin Scott. V-am spus într-un clip anterior în care mi se pare că făceam ceva de genul un tag, cred că era. V-am spus despre Traxas and the Sorcerers că mi-a plăcut destul de mult și v-am spus despre Martin Scott că omul în prezent nu mai face nimic altceva și decât cărți. Martin Scott. Ba da. Nu contează. Eu știu că este nickname. Mă rog, nickname, el tot sub Martin Scott scoate cărți în prezent din alea de self-help la modul cum să strângi bani din acțiuni sau alte chestii de genul ăsta. Nu mă pricep la din astea. Poate așa că... Dacă te duci pe Goodreads, el e, că apar și astea și alea la același nume. În fine, despre ce este vorba în această carte? În primul rând face parte dintr-o serie de 10 cărți scrise cândva prin anii 90, din câte am înțeles eu. Să vedeți și coperta. Care l-au ca personaj principal pe acest Traxas, care este un detectiv vrăjitoric. Un vrăjitor detectiv, dar un vrăjitor mai... Bețiv. Mai bețiv, așa, da. Un vrăjitor bețiv. Oricum, ieșit la pensie. Da, ieșit la pensie, care, mă rog, ajunge așa, din întâmplare să trebuiască să... rezolve niște cazuri pentru că are nevoie de bani și pentru fără că... Voie. Da, el nu prea vrea, dar el e extraordinar, dar toată lumea știe că a fost extraordinar, dar nu mai e, dar a fost, dar este, dar nu se știe. Cam așa e cartea asta când vorbim despre... Nu cartea, când... cam așa tot vorbesc toate personajele. Da, el vrea mereu să fie beat, atât. Ce mi-a plăcut super tare de la începutul cărții a fost limbajul. Deci, băi, nene, e chiar comică. Este una dintre puținele cărți pe care le-am citit, în afară de alea de Kurt Vonnegut, care mă mai fac să pufnesc în râs, și unele de ale lui Chuck Palahniuk, pe care cred că în momentul de față nu le-aș mai citi cu aceeași plăcere, pentru că, nu știu, poate că am crescut sau mi s-au mai rafinat mie gusturile, nu știu. Dar cartea asta chiar mă face să pufnesc așa, iurea în râs, pentru că sunt multe scene în ea care... Nu știu, frate, dar nu pot să nu râzi la ele. Sunt ceva, te aștepți la o treabă și după aia brusc se schimbă complet toată treaba, știi? Și te aștepți să fie o carte fantasy super serioasă și ea săraca nu e, e doar serioasă în comedie. Adică în comedie super serioasă. Îmi place că toată acțiunea începe cu acest Traxas care urmărea nevasta unui tip din orașul în care locuia în momentul ăla, din Turai sau Tărei sau cum naiba zice.
o urmărea pe aia. Și între timp se lovește de unii, mă rog, se petrece o luptă, dar partea mișto e că e un frig de îngheață pietrele în cartea asta. Dar e frig, dar e frig de la monstruos, cu troiene, cu zăpadă, cu de-astea. Și, mă rog, după ce se luptă, se nu știu ce, află că trebuie să se întâmple un Sorcerer's Congress de ăsta, un congres de vrăjitori, de ce naiba sunt ei, unde va fi ales, practic, the head sorcerer, șeful la vrăjitori, ca să zic așa. Fapt de care depinde foarte mult pacea din Tărei sau Turai. Mie îmi place să-i zic Turai, că mi-e mai simplu. Sună așa, Turai. Exact. Mă rog. Și depinde pacea din ținutul în care locuiește el în prezent. Mă rog, depinde, practic, tot viitorul ăsta și al țărișoarei respective sau al ținutului în sine, cât al... și viitorul lui, pentru că e posibil ca totul să se ducă de rupă rău, rău de tot, având în vedere, mă rog, niște contexte astea politice cu vecinii, cu nu știu ce, niște chestii de genul. Ce se întâmplă? Un mare diplomat sau ce naiba era ăla se decide să-l angajeze pe Traxas să aibă grijă ca alegerile să iasă bine, adică să iasă cine vrea el. Adică cam ce se întâmplă așa în România odată la 4 ani, cam la orice altă alegere. Tot ne măsluim, dar lumea nu trebuie să știe că noi măsluim. Adică zisă la modul, trebuie să câștige cine trebuie, adică candidatul X. Nu? Pentru că ăla trebuie să câștige prin orice mijloc, dar lumea nu trebuie să știe. Mai bun măsluitor decât ceilalți. Exact. Și, mă rog, întâlnim tot felul de personaje. Unul mai bad și mai drogat decât celălalt. Asta mi se pare foarte interesant. Traxas trebuia să aibă grijă împreună cu prietena lui despre care v-am mai vorbit. Oxy, era tagul de la Oxy, mi se pare. Deci prietena lui, pe care am uitat cum o cheamă. Cum o cheamă? Macri. Macri, uitase. Prietena lui bună, nu prietena lui în sensul de relație, de iubita lui, cât prietena, erau prieteni. Sau companion. Poți companion, exact, era companion. Un fel de parte. Tipul asta care era super warrior, care era super frumoasă, un sfert orc, un sfert elf, un jumate om sau cine aiba era ea. Era ultra sexy și îmbrăcată într-un bikini din zale. Se bătea cu toată lumea și suferea de PMS, pentru cine știe. Probabil era Scarlett Johansson. Îți place Scarlett, nu? Scarlett. Și mie. Scarlett este roșie. Roșie sângerie. Acum că v-am creat și filmul în cap, e bine. Da, și ce se întâmplă în tot contextul ăsta, când el trebuia să aibă grijă să ajungă tipa asta, tipa asta fiind, nu, Macri era, am uitat cum o cheamă. Avea un nume de asta, oricum, total neimportant că, mă rog. Velusaris. Lisutaris. Lisutaris. Nu știu cum se... Lisutaris. Cum se zice? British English. Lisutaris. Se duce și este, cum se spune la... în fine, tipa asta trebuia să câștige, numai că era o drogată notorie. Și cum era ea drogată așa, încercând să fie apărată și de Macri, și de Traxas, și de tot, și hai să aranjăm să așa, dar așa, într-o seară, pe nepusămoasă, se întâmplă o crimă. Trebuie dovadă și poza de pe copertă, din punctul meu de vedere, foarte bine realizată, având în vedere că exact așa este și descris vrăjitorul nostru că ajunge să fie, nu vă spun cum și de ce și în ce fel. Și mai departe puneți mâna și căutați. Și mai departe puneți mâna, căutați-o, probabil o să o găsiți și la un preț foarte bun dacă o căutați suficient de mult pe net, pentru că este destul de veche. Asta se pare că a fost ceva de genul 6 lire, cel puțin la timpul ăla, ceea ce înseamnă că ar fi, nu știu, vreo 35 de lei, 40 maxim. Mă gândesc, în banii de poate gen, chiar nu, și mai... Chiar și mai puțin. Merită. Chiar și mai puțin. Cât n-ai baia lira? Nu, vreo 5, 30. Da, undeva. Oricum, 35, poate 40. Da, ceva să zicem de genul ăsta. Dar vă zic că super merită, pentru că, uite, să vă zic o fază care cel puțin pe mine m-a făcut să pufnesc într-un râs isteric. La un moment dat, nu contează când, dar la un moment dat, Macri trebuie să se lupte împreună cu Traxas, cu un tip rău. Și la un moment dat, tipul ăsta rău, în ascunzișul lui, pe care nu o să vi-l spun pentru că vă stric faza, la un moment dat ăștia sunt atacați de o statuie din asta care brusc începe să se miște, fiind adusă la viață de acest tip rău, care era și vrăjitor.
și ai scena în fața ochilor, știi, după ce s-au luptat cu tipul ăsta rău care era vrăjitor și Draxas a fost aruncat la pământ de super mega sabia lui, a tipului rău care era mega rapidă și super prea, cred că era sabie încruntată de fel, nu știu, și frustrată în același timp, Macri se chinuie să se lupte cu ăsta, să nu știu ce, și ăsta zice, da, nicio problemă, lasă că vă dau eu cuiva, și vine frate statuia și începe și se mișcă și ceva de genul, adică ți-o imaginezi, știi, cum face și la un moment dat cade și se sparge, adică te aștept să înceapă o super bătălie, deja îmi scremea în creierul, mamă, frate, ce se întâmplă, cum o bat pe asta, pe ea, statuia, cum, dar nu, frate, că statuia s-a împiedicat și a căzut și s-a făcut praf. Momentul în care eu, nu știu, parcă deja îi vedea așa semnul de exclamare și întrebare deasupra capului lui Arău și care era la modul ok și acum chiar să spar pe bune? Mă rog, sunt faze din astea care mie mi se par super comice. Da, e o chestie satirică, dacă vrei, mi se pare mai mișto decât Pratchett, care, mă rog, de asta mi-a amintit. Discordul lui a da. Fost comic, mă rog, cât am citit eu din el, dar n-am putut să citesc prea multe, dar ăla deja mi s-a părut altceva. Ăsta e fantasy comic, adică, practic, e fantasy, dar... Și pentru adulți. Dar, este fantasy da, pentru adulți. Da, e pentru adulți, că e cu băuture, cu droguri, e cu d-astea. Altă fază, să vă mai zic o fază care mi s-a părut foarte tare. E super, super mișto. La un moment dat, Draxas merge printr-un... Nu contează, merge prin altă lume. O să înțelegeți dacă citiți cartea. Ajunge el într-o lume din asta mai specială, că e fantasy doar, nu? Roman fantasy. Ajunge el pe acolo și vede la un moment dat un inorog, nu un unicorn, un inorog. Vede un din ăsta și începe să se uite la el și începe să vorbească cu el, știi? Pentru că se gândea, ok, ăsta este magic, deci trebuie să vorbească, nu? Și vorbește cu inorogul și vorbește cu inorogul și la un moment dat aude că cineva râde în spatele lui și se întoarce și era o veveriță care râdea de el și zice, pe bune, tu vorbești cu un inoroc, tu nu-ți dai seama că inorogii nu vorbesc, ce fraierii ești. Și cum Traxas era în căutare de niște informații din lumea respectivă, informațiile sunt cumpărate de la veverița respectivă cu un băț de ceva care se fuma și care era drog. A obținut droguri veverița vânzând informații, practic. O veveriță vorbitoare. Mă rog, în fine, dacă toate fantasy-urile ar fi așa, probabil că mi-ar plăcea mai mult să citesc fantasy, dar eu nu citesc fantasy de obicei pentru că nu știu, nu pot decât să mă joc jocuri fantasy, dar nu să și citesc. Dar ăsta mi-a plăcut super mult și i-am dat, cred că, 4 stele. N-am fost nici într-o stare foarte bună, nu știu ce e cu mine anul ăsta, mă refer cu cititul. Nu știu ce e cu mine anul ăsta, că nu prea mai am tragere de inimă să citesc atât de mult, probabil pentru că am foarte multe chestii de făcut pe lângă acest canal și atunci nu mai am aceeași tragere de inimă. Mă rog, din serie, să zicem așa, mai amintim Draxas and the Warrior Monks, Draxas and the Races, Draxas and the Elvish Isles și, mă rog, să zicem și astea. Deci eu vă super recomand, mie mi-a plăcut destul de mult, chiar. Următoarea carte este The Martian Chronicles de Ray Bradbury, dar este practic rescrisă, este varianta făcută de Denis Calero, sau cum naiba îi zice, pentru că este The Authorized Adaptation, pentru că este un roman grafic. Și pot să zic că a fost destul de mișto. Despre ce este vorba în ea, de fapt? Despre... invazia planetei Marte de pământeni. Și mi se pare destul de mișto pentru că, din ce am citit și în prefață, care e scrisă de Ray Bradbury, asta mi-a plăcut foarte mult, Introduction. Ea trebuia să fie inițial, deci s-ar fi ca primului roman de succes, ea trebuia să fie inițial un fel de colecție de povestioare scurte, cam ce ar fi omul ilustrat, să zicem, o colecțioară de povestioare scurte, toate despre planeta Marte, numai că pentru că trebuia să fie legată cumva, că lumea nu prea era atrasă de short stories în perioada anilor 50 în care a fost scrisă treaba asta, un editor sau cum naiba se întâmplă în lumea cărților, că nu mă pricep la ascunzișuri de-astea așa, s-a gândit să îi propună să
își numească cartea The Martian Chronicles, pentru că na, cronici marțiene, dar să lege cumva povestioarele toate între ele, pentru că ele cumva puteau fi legate și duse la o formă care să le facă să pară roman. Și chiar asta se și întâmplă. Se începe super soft cu un... mă rog, cu plecarea de pe pământ. Apoi se trece la următorul capitol, unde o femeie marțiană are niște vise din astea despre niște pământeni. Îmi place că nu este la modul ăla super in your face cartea asta, este la modul, ca poveste mă refer, care din câte am înțeles e chiar unul la unul ce aș fi scris Bradbury, numai că bineînțeles sunt scoase anumite faze pentru că sunt desenate. Am uitat ce am vrut să spun. Nu contează. Mă rog, ce vreau să spun este că mi s-a părut marfă, dar nu suficient de marfă și din punctul meu de vedere cred că ar fi mult mai ok să citiți cartea și nu să nu vă luați romanul grafic decât dacă, nu știu, vreți neapărat, pentru că mă rog, în primul rând nu prea, mie una de exemplu, mie nu prea îmi plac ilustrații. Eu sunt ok, dar parcă nu sunt pe gustul meu. Astea oricum sunt subiective, deci n-ai cum. E totul pur subiectiv, chiar nu... Și vă zic și de ce nu mi-a plăcut treaba asta. Nu numai pentru felul în care sunt neapărat desenate, cât și pentru faptul că uneori mi se pare că nu sunt suficient de intuitive acțiunile pe care le fac personajele. Și altă chestie care nu mi-a mai plăcut, felul în care sunt puse astea de dialog, că uneori nu mai știi exact în ce ordine să o iei cu dialogul și e posibil să o iei în ordinea care nu trebuie. Și atunci s-ar putea să-ți tai un pic din plăcerea de a citi. Pe de altă parte, mi-au plăcut anumite povestioare din cartea asta. Deci nu pot să zic, nu pot să spun că mi-au plăcut toate. Ele se leagă între ele și duc spre un ceva, nu o să vă spun ce. Ceva foarte mișto ăsta mi-a plăcut, a fost așa horror un pic, chiar asta a fost înaintea de aia, capitolele reușite. Da. Na, e așa ca poveste, mi s-a părut mișto, subtilă, cumva, te pune să te gândești, dar nu mi-a plăcut, nu mi s-a părut că artistul și-a făcut neapărat treaba cu chestia asta. Adică dacă vreți voi neapărat să o luați, luați-o, na, nu e nașpa. La nu știu ce mod, dar nu este nici ceva ce aș recomanda în locul romanului scris. Adică... Da, e o adaptare a romanului. E o adaptare... Probabil pentru cine n-are răbdare să citească, e ok, da, așa să citești, da, asta și să n-am să-ți faci o idee. Da, și eu n-am avut răbdare, sincer să fiu, dar cred că o să-mi fac răbdare pentru că m-a prins. Am încercat să citesc romanul în variantă electronică, numai că nu mi-a plăcut începutul și probabil era și obosit în seara aia și am zis, bă, nu am starea de chestia asta acum și nu o să o citesc. Și că despre asta este vorba mare, pentru că n-are sens să stau să intru pe fiecare capitol în parte, având destule capitole, capitolașe, whatever. Pentru că nu, na, n-are sens, că vă stric toată bucuria. Da, da, apar și marțieni, apar mai multe lucruri. Da, și unele chiar au niște concluzii foarte mișto, niște treburi foarte mișto, niște idei foarte mișto. De-aia vreau totuși să pun mâna pe carte. Mie Ray Bradbury chiar îmi place foarte mult și trebuie să recunosc că am fost puțin dezamăgită de chestia asta. Chiar mă așteptam la un pic mai mult. Da, deci cum am spus, Q&A... Eventual, dacă strângem suficiente întrebări săptămâna următoare, dacă nu mai amânăm cu o săptămână, ca să, măcar să avem joi cu ce să... Nu? Zic? Deja vorbesc în fructuri. Mă înțelegi? Mă rog, dar... Asta e inside joke de la noi. Da, da. Poate să vă spunem într-o zi. Nu. Sau poate nu. Dar nu, nu o să vă spunem. Că e inside joke, dacă v-am spune, ar mai fi... Ar fi outside joke. Și noi vrem să avem inside jokes, pentru că suntem nașpa. Și nu știu, dacă sunteți interesați de cărțile astea, pot să vă zic căutați-le pe internet, pentru că eu nu știu să vă spun din ce magazin le-am luat, pentru că prima e a lui Matei. Matei, de unde și ai luat mai asta? Am una. Și mai ai una, dar poate o citim și vorbim altă dată despre ea, amândoi. Eu am citit tot, trebuie să citim. Ție cum ți s-a părut asta? Mi-a plăcut, de-aia am și cumpărat-o. Și de unde ai cumpărat-o? De pe net, Dipiniet. Dipiniet. Iar pe asta am luat-o de la Cărturești. Și a fost foarte ieftin, a fost 23 de lei. Având în vedere cât de scumpe sunt romanele grafice, să zic, a fost ieftin. Da, pe de-aia și luat.
Acestea fiind spuse, ne vedem săptămâna viitoare. Viitoare. Salut! Pa.